Vairu de la Visus. Dacă începem să trăgem crengi, dacă ne-am ajuns acolo la poartă crengi, punem și facem, ce zicem? Cu lemne, cărbuni, nu și mai trebuie. Lemne. Băi, cu lemne, cu cărbuni, cumpărăm și noi de ajun, să putem să ieșim de iarnă. Cu lemne? Mai cumpărăm și un sau de cărbuni, că e iertare. Dar așa, cu lemne și orice, mai... Cu lemne de foc și cărbuni? Ei, ce avem? De prejur o caz, mai tăiem câte un copac care nu le trebuiește, nu de roadă. Și iată, pe asta ne încălzim. Care mai taie fielca aia sau mai pune? Bine, avem de toate, avem lemne, avem cărbuni, avem și opuși, avem și gaz, dar care și când? Asta vremea ne încălzăm cu gazul, că mult îi plătim și de la pege nu avem bani. Am cărbuni, am lemne, am și... Cu gazul, frică, frigușor, dar e scump. Iarna eu mă încălzesc numai cu lemne. Le strâng și primăvara. Mai pun o leacșină eu primăvara pentru iarnă lemne. Și eu o lemnișoare am, nu chiar pentru toată iarna, dar am, fac o leacă de foc în casă, nu-i cald, e bine. De timp în două camere cald. Eu pun focul dimineața o leacă și seara mai târziu pun o leacă. Și tot timpul la mine e cald. Sobile tare scumpe. Și-a hotărât bărbat meu să facă soba el singur. Meșterul de sobe, foarte greu să găsesc bun meșter. Dar dacă îi găsești, soba e foarte scumpă. A făcut bărbat meu soba. E că el plecat, vara singur ne-a încurățit-o. Și acum ia că aprind eu focul să mă încălzesc. Am cumpărat eu lemne cu cubul 500 de lei. Asta e o vorbă lemne, niște crengi subțirele. Că lemnul tare scump. O începe a pocni tem. A nu să prind focul. Ce frumos! Dacă ne zi afară, wow! Nici nu vrei să te dai într-o parte de la focul ăsta.